Cele două federații au solicitat din nou acordul primăriei municipiului pentru a picheta sediul secundar al complexului energetic Oltenia. Sindicaliștii susțin că vor participa 5.000 de mineri și energeticieni din cadrul companiei. Există însă și sindicaliști care nu s-au alăturat Federației Naționale Mine Energie și Federației Univers. Spre exemplu, președintele sindicatului Mine Energie Oltenia a dezvăluit pentru Gorj TV că nu va participa la protest, ci se vor face demersurile necesare pentru a picheta sediul Autorității Naționale pentru Reglementare în domeniul energiei în capitală. Sindicatul Energie Oltenia consideră că adevăratele probleme de rezolvat sunt la București și la, mai bine zis, la anumite instituții ale statului, drept pentru care noi nu vom participa la acest protest din Târgu Jiu și am făcut o adresă împreună cu cei de la Turceni și cei de la Craiova pentru a se face demersurile necesare de către Federația Univers pentru a putea picheta joi sediul ANR-ului. La protestul de săptămâna trecută, două sindicate au anunțat că renunță la acțiune. La protest nu au participat membrii Sindicatului Energie Turceni și nici cei de la Sindicatul CET Craiova 2. În ultimele două săptămâni, mii de mineri și energeticieni au pichetat sediul secundar al complexului energetic Oltenia. Oamenii sunt nemulțumiți de cum decurg negocierile contractului colectiv de muncă și nu sunt de acord cu tăierile salariale și disponibilizările pe care le are în planul bugetului pe 2015 administrația complexului energetic Oltenia.